Nouă bărbați bănuiți că ar fi adus droguri din străinătate și apoi le-ar fi vândut în zona cluburilor și localurilor de agrement din București au fost depistați de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT. Au fost ridicate peste 1200 de grame de cannabis și aproape 1000 de comprimate de ecstasy. În perioada 15-21 octombrie, polițiștii antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT au efectuat o operațiune de combatere a traficului de droguri de risc și de mare risc în capitală, în special în zona cluburilor și localurilor de agrement, nihilând o importantă rețea de distribuție. Activitățile investigative au început în ziua de 15 octombrie, când polițiștii antidrog au efectuat 3 acțiuni de prindere în flagrant delict, o percheziție domiciliară și au pus în aplicare 4 mandate de aducere pe raza sectorului 4 al capitalei. În urma acestor activități procedurale au fost ridicate 735 de grame de cannabis, 200 de comprimate de ecstasy, 14.100 de lei, 50 de euro, 3 cântare electronice de mare precizie, 2 mărunțitoare mecanice și 5 telefoane mobile cu cartele SIM. Activitățile investigative au continuat iar în perioada 19-20 octombrie. Polițiștii antidrog au efectuat alte 2 acțiuni de prindere în flagrant delict, o percheziție domiciliară și au pus în aplicare 4 mandate de aducere pe raza sectorului 2 al capitalei. În urma acestor activități au fost ridicate 550 de grame de cannabis, 777 de comprimate de ecstasy, 11.500 de lei, 2 cântare electronice de mare precizie și 7 telefoane mobile cu cartele SIM. Din anchetă au rezultat indicii că rețeaua ar fi procurat droguri din afara țării, le-ar fi transportat în România, iar apoi le-ar fi distribuit în București, în special în cluburi și localuri de agrement. În cauză sunt cercetați 9 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 31 de ani. Asupra a 3 dintre ei s-a luat măsura arestării preventive și asupra unuia măsura controlului judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri.